Crimă oribilă comisă în Sibiu, doi bărbați care locuiau împreună s-au certat, iar la un moment dat unul dintre ei a luat un ciocan și l-a lovit pe celălalt de mai multe ori. După aceea, criminalul pur și simplu și-a lăsat victima în curtea casei. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Sibiu a fost omorât în propria locuință de către un alt bărbat cu care locuia. Cei doi s-ar fi certat, iar victima de 51 de ani i-ar fi spus suspectului să plece din casă, astfel că acesta a luat un ciocan și și-a lovit prietenul de câteva ori în cap. După comiterea crimei, suspectul a stat cu cadavrul în casă câteva ore pentru ca mai apoi să-l scoată în curte, unde l-a acoperit cu mai multe pături. În cele din urmă, un trecător a văzut păturile și a descoperit corpul victimei, apoi a sunat la poliție. Ofițerii l-au găsit în casă pe criminal și l-au reținut. Procuratura a făcut propunere de arestare preventivă, iar bărbatul este acum cercetat pentru omor. Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Sibiu pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.